În cartierul Schiel al municipiului Drobeta, Turnu Severin, oamenii au fost conștiincioși. Au ieșit la vot încă de la primele ore ale dimineții, cu speranța că decizia lor va fi decisivă pentru România viitorilor patru ani. Alin Chirilă, candidatul PSD Mehedinți la Camera Deputaților, a mers la schela să se asigure că procesul electoral se desfășoară în bune condiții, că se respectă regulile de distanțare și că oamenii sunt în siguranță în timpul votului. Am ales să încep ziua de azi tot de la schela 9 și de dașul schelei, este cartierul meu de suflet și bineînțeles că nu puteam ca în această zi foarte importantă pentru Mehedinți, pentru România și pentru mine personal să nu pornesc tot de la schela 9 și de dașul schelei. Am ales ca pașii mei către Parlamentul României să plece din acest cartier. Bineînțeles că nu puteam să uit de dumnealor. Îndem pe toți românii și toți mehedințenii ca astăzi să dea un vot pentru viitor copiilor noștri. Astăzi de Moș Nicolae este ziua în care putem să redăm românilor țara noastră și România. Să votăm astfel încât ca proiectele Mehedintului să continue. Cartierul Schela este zona de suflet a al lui Alin Chirilă și are încredere că decizia oamenilor de aici va contribui la dezvoltarea economică și socială a țării.